Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la un nou dialog social. Încercăm și astăzi, ca de fiecare dată, să dezbatem subiecte ce rămân pe agenda de lucru a sindicatelor naționale pe tot parcursul anului. Rămâneți alături de noi! Din nou în stradă vorbim despre angajații sistemului de educație al țării noastre, după ce anterior aceștia s-au arătat nemulțumiți de decizia guvernului de a majora salariile cu doar 10% pentru categoriile 1-6 a rețelei tarifare unice. Sindicaliștii au pichetat sediul Parlamentului, cerând în continuare și majorarea cu 50% a salariului de funcție pentru personalul didactic și științifico-didactic. Fără educație moare orice nație. Vrem la noi acasă. Rușine, vrem salarii decente. Sunt doar câteva dintre lozincile scandate de profesorii țării noastre de fiecare dată când își revendică drepturile în stradă. În speranța că vor fi auziți, mai mulți protestatari au ieșit în fața mulțimii să-și spună păsul și să povestească despre situația precară în care s-au pomenit cadrele didactice din sistemul național de învățământ. Din anii 90 încoace, am obținut majorări de salariu doar atunci când le-am cerut prin grele. Acum a venit timpul să ne solidarizăm și să cerem iar guvernanților să-și îndrepte atenția spre nevoile noastre. Pe lângă faptul că trebuie să tindem spre a avea rezultate academice ale discipolilor noștri, mult mai important este, mai ales astăzi, să învățăm copilul nostru să fie, copiii noștri să fie fericiți. Să-i creăm anturajul în care va avea o stare de bine propice pentru sporirea creativității și descoperirii. Dar poate oare un profesor învăța copilul să fie fericit atunci când salariul nu-i ajunge decât să achite facturile? Atâtea negocieri s-au petrecut cu sindicatele municipale, republicane și nu s-a hotărât nimic. Și probabil că sindicatele au hotărât ca profesorii totuși să iasă astăzi la proteste. Și dacă n-a ieșit nimeni în fața pedagogilor, profesorilor, probabil că o să ieșim toată Republica, fiindcă un profesor cu stagiu, cu studii superioare și cu grad didactic, probabil să primească 3.000-3.600 de lei, asta nu este în ziua de astăzi, el nu poate munci cum se cade, el nu poate trăi, are copii, are nepoți, are... trebuie de trăit, lucru metodic, lucru didactic, nu-i stai pe loc doar. Și de atât am ieșit astăzi în fața Parlamentului Republicii Moldova. O gazdă în Chișinău doar costă 150 de euro minimum. O gazdă. Nu știu cei de sus care acum ne privesc, văd că au deschis și geamurile, să ne asculte ce vorbim noi aici. Nu înțeleg ei, conștientizează cum eu pot ca profesor să predau elevului, când eu trebuie să mă duc să mai am încă 3 servicii ca să pot să-mi asigur gazdă. Nu înțeleg. Ei calculează ce calitate pot să dau eu elevului când eu nu reușesc să mă pregătesc la orele care le am. Știți foarte bine câtă muncă este ca să fii în fața elevului pregătit. Foarte mult timp este pierdut pentru pregătire. Noi trebuie să avem un salariu decent ca să putem să dăm calitate elevilor de astăzi. Eu personal, ca tânăr specialist, dacă rămâne tot așa, sunt nevoit. Nu că nu vreau să rămân în țara asta, să o dezvolt, este țara mea, o iubesc. Sunt nevoit să plec peste hotare, deoarece eu nu pot să exist aici, vreau și eu să am familie, să am o casă. Dar pe ce să procur? Pe salariul ăsta care nu mi-ajunge măcar de cheltuielile personale? Am ajuns să ne fie rușine, dar trebuie să ieșim în stradă. Ne este rușine când ne ducem acasă și ne văd copii. În ce hal am ajuns noi pedagogi? Ce exemplu dăm noi la copiii noștri? Așa comportament le educăm. Ce calitate vorbiți dumneavoastră când comasați? Ne spuneți cu un trai cât decent sau un salariu cât decent când cumulăm niște funcții sau când lucrăm pe un salariu jumătate? Credeți-mă, lucrez pe un salariu jumătate, sunt la limita existenței. Alții au venit împreună cu copiii care s-au încadrat perfect în peisajul, ținând în mâini pancarte cu mesaje sugestive adresate guvernanților. În ultimul timp au fost majorate salariile la mai multe categorii de bugetari și, din păcate, nu ne aud pe noi, pe pedagogi. Și noi, ca și ceilalți oameni, ne dorim să trăim decent, să ne facem cinstit munca, să nu ne bat în cap cu părinții și să ne întreținem și să ne hrănim și pe copiii noștri aici în țară.
Începând cu 17 ianuarie, atunci când a avut loc prima acțiune de protest din acest an a salariaților din educație, Federația Sindicală a Educației și Științei a cerut soluționarea revendecărilor salariale adresate factorilor de decizie din țară, care până la etapa actuală au rămas fără soluții pertinente. Avem mai bine de 2 luni de negocieri. Negocieri oarbe care au condus la niște concluzii care și mi-e rușine să vă le zic. Ce că la personalul tehnic le-au dat câte 100 de lei și asta nici la câini nu le ajunge asta. Omul cu studii superioare, pedagogul, educatorul, nu merită așa o viață pe care o dați guvernarea. Dar toate încercările noastre care le-am făcut până în prezent, mai bine de 2 luni de zile s-au dus pe copcă. Hai facem pauză, că noi asta o să, deci de fiecare dată pun niște condiții care și mi-e rușine să vă le spun. Asta înseamnă simplu o bătaie de joc. Astăzi am încercat să mai amintim o dată că noi nu o să ne lăsăm. Noi cu așa salariu nu o să lucrăm. Dacă va fi timpul și nevoie, am lăsat tot lucru, baltă, și ne-am dat într-o parte. În fața protestatarilor a ieșit Corina Fusu, ministrul educației, care a dat asigurări că problema profesorilor va fi rezolvată, iar efectele se fac deja simțite prin identificarea surselor pentru tinerii specialiști. Știm că sunteți îndreptățiți să cereți, să solicitați salarii mai mari. Orice ministru cu bun simț își dorește din toată inima ca segmentul pe care el îl conduce să aibă finanțare suficientă. Însă, cu părere de rău, realitățile actuale nu ne oferă prea mult spațiu de manevră. Cu toate acestea, au fost identificate surse prin care indemnizația unică pentru tinerii specialiști absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior pedagogic a crescut de la 30.000 de lei la 45.000 de lei, iar cea pentru absolvenții instituțiilor de învățământ postsecundar s-a majorat de la 24.000 la 36.000 de lei. În legea bugetului de stat pentru anul 2017 au fost prevăzute mijloace financiare în sumă de 22,8 milioane lei pentru achitarea indemnizațiilor unice și compensarea cheltuielilor pentru serviciile apartamentelor sau caselor în care locuiesc tinerii specialiști. Menționăm că la acțiunea de protest organizată timp de 2 zile de către Federația Sindicală a Educației și Științei, profesorii au pichetat sediile Parlamentului și Guvernului. La manifestațiile stradale au participat aproximativ 2000 de salariați din sistem susținuți și de alte ramuri ale economiei naționale, dar și de conducerea CNSM. Continuăm protestul față de organele de resort care nu vor să ne înțeleagă și să ne asculte pasul nostru. Nu poate exista o societate fără învățământ. Nu poate exista un viitor fără pregătirea cadrelor și a tineretului nostru. În contextul dat, vreau să spun că Comitetul Confederal al Confederației susține întru totul acțiunile dumneavoastră și este alături întotdeauna ca să ieșim, să ne cerem dreptatea, să ne cerem nevoile trebuie de acoperit prin fapte concrete, dar nu prin promisiuni care deja al doilea lună astăzi se duc în urma tratativelor la Comisia de Negocieri din partea Guvernului și din partea Federației Sindicatelor din Educație și Știință. Amintim că Federația Sindicală a Educației și Științei, care întrunește aproximativ 115.000 de membri de sindicat, a înaintat Guvernului în luna octombrie 2016 o notă prin care cere egalarea salariului pentru categoria 1 de salarizare cu minimul de existență începând cu 1 ianuarie 2017 și majorarea salariului de funcție al personalului didactic și științifico-didactic cu 50% începând cu 1 ianuarie 2017. Dacă revendicările profesorilor nu vor fi auzite, la începutul lunii aprilie curent, profesorii vor organiza un marș de protest de amploare în centrul capitalei.
se anunță noi majorări salariale negociate cu partenerii sociali din sectorul agroalimentar. Un astfel de acord a fost semnat recent între partenerii sociali din agricultură, industrie alimentară și altele ramuri conexe. Potrivit reprezentanților sindicatului, angajații în funcție în domeniul în care activează vor beneficia de majorări salariale de la 7,7 până la 20,5%. Noile salarii vor intra în vigoare de la data semnării acordului respectiv de către toți partenerii din agricultură și industria prelucrătoare. Potrivit reprezentanților sindicatului, de majorări se vor bucura mai multe categorii de salarii. Aviația era muriei agriculturii. Recent a fost semnat un acord prin care au fost stabilite noi salarii tarifare minime. De ce spun salarii? Deoarece în ramura noastră, adică agricultură industrie alimentară, sunt mai multe subramuri, adică branșe, noi le numim branșe. De exemplu, dacă luăm convenția colectivă, noi vedem că sunt stipulate, adică 15 feluri de domenii de activitate. Adică noi am stabilit 15 salarii tarifare. E că, de exemplu, să luăm industria prelucrătoare, inclusiv alimentară, da? Aici între, uitați câte domenii de activitate. Procesarea cerealelor, procesarea cărnii și a laptelui, procesarea zahărului, parfumerie, cosmetică, vinificație și multe, multe altele. Și atât pentru fiecare din branșe de astea au fost stabilite salarii tarifare pentru fiecare domeniu de activitate. Cine vor beneficia de aceste salarii? Vor beneficia cei angajați care activează în unitățile economice afiliate la Federația Agroinsind. Conform prevederilor Convenției Colective de Muncă din ramura agroalimentară, salariul tarifar pentru prima categorie de calificare nu include adaosurile, sporurile și alte plăți de stimulare și compensare. Pentru angajații care nu sunt remunerați conform sistemului tarifar, majorarea salariului va fi efectuată proporțional creșterii negociate în domeniul în care activează. Iarăși, conform convenției noastre colective, adică de mai mulți ani am introdus așa un punct și pot să-l citesc. În salariul tarifar pentru categoria 1 de calificare nu se includ adaosurile, sporurile și alte plăți de stimulare și compensare. Deci nu se includ cele suplimente. Acesta este salariul tarifar curat. Totodată, în acord s-a negociat și acordarea unei indemnizații de concediere suplimentară la cea stabilită de legislația în vigoare în cazul disponibilizării salariaților în legătură cu reducerea statelor de personal. Menționăm că de la majorările negociate se vor bucura doar salariații și membrii de sindicat. Întreprinderile în care nu există organizație sindicală nu cad sub incidența convenției colective. Stimați telespectatori, astăzi la rubrica Arhiva Sindicală ne amintim împreună care a fost scopul creării centrelor de mediere ale sindicatelor, unde sunt ele amplasate, dar și ce servicii oferă acestea. Salariații din nordul Republicii vor dispune de un centru de consultanță și mediere. Acest lucru este posibil grație Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care a decis crearea centrului la Bălți în cadrul proiectului Planificare, Monitorizare și Evaluare pentru anii 2013-2015. Intenționat, în primul rând, prevede strategia de deschidere a centrului pentru informare și mediere. În al doilea rând, practica europeană și proiectul olandez care ne ajută să fie implementată și cu finanțare inclusiv. Omul informat, omul înarmat. Și noi să ne convingem în primul rând în regiunile acestea unde vor fi deschiși centrele sub egida inspecției muncii din teritoriu, că noi avem dreptate în direcția aceasta. Noi considerăm cât mai puține să fie conflicte, cât mai bine oameni să cunoască drepturile proprii și să nu fie diferite discuții în curtea europeană, mai bine la fața locului să facem regulile și să impunem să fie respectate legile care deja s-au adoptat. Activitatea centrului va fi axată pe oferirea consultațiilor pentru salariații din regiunea de nord a țării, în domeniul relațiilor de muncă, reducerea situațiilor de încălcare a drepturilor de muncă a lucrătorilor și a membrilor de sindicat, reducerea numărului angajaților ce activează în condițiile muncii nedeclarate, precum și aplanarea conflictelor colective și individuale de muncă. Să aibă posibilitatea toți membrii sindicaliști, membrii sindicatelor, adică să cunoască drepturile și obligațiunile lor, să cunoască noutățile în codul muncii, în legislația care e în vigoare. Deci, ca să primească o consultație astăzi pe gratis ca membru de sindicat, asta este pentru noi un ajutor foarte mare în activitatea de toate zilele.
Mai mult decât atât, centrul va oferi salariaților consultații necesare absolut gratuit. Sindicaliștii au salutat inițiativa Confederației, menționând că au așteptat de mult o astfel de structură. Acest centru de consultanță și medieri este mult așteptat. Eu vorbesc despre învățământ. Sunt niște chestii în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare săptămână se schimbă, se alcătuiesc legi, coduri noi de învățământ. Lumea nu cunoaște. Și acest centru consultativ dea Domnul să lucreze așa cum trebuie să lucreze și va fi foarte multe schimbări. Și nu doar sindicaliștii, ci și ceilalți parteneri sociali prezenți la evenimentul de inaugurare a centrului au salutat crearea instituției. Aceștia sunt de părere că anume securitatea socială este primordial într-o societate care se vrea democratică, nu doar la nivel declarativ. Relațiile nu pot fi decât de colaborare. Problemele cu care se confruntă astăzi salariații diverselor ramuri și în egală măsură patronii au nevoie de consultațiile pe care le pot oferi specialiștii. Cred că este un început destul de bun și acest centru va fi un intermediar între sindicate și patronate. Orice centru informațional este binevenit atâta timp cât oferă consultații salariaților. Este un lucru util și indispensabil într-o societate modernă și vom sprijini inițiativa sindicatelor. Menționăm că astfel de centre urmează a fi amplasate în alte două regiuni ale țării, la sud și la centru. Crearea acestora este susținută financiar cu suportul CNV International din Olanda, dar și a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova. Centrul nou deschis va constitui și o platformă de discuții, sfaturi, sugestii venite atât din partea reprezentanților Inspecției Muncii, a sindicatelor, cât și de la salariați. Ultimii spun că un asemenea cabinet consultativ le va fi de un real ajutor. Este o inițiativă foarte importantă, deoarece la etapa actuală apar o mulțime de situații, iar oamenii nu știu ce să întreprindă și cine le-ar putea oferi un suport informațional. Este un centru foarte important pentru mișcarea sindicală din țara noastră, deoarece are menirea de a oferi gratuit consultanță tuturor celor care se vor adresa. În același context, dacă salariații vor sesiza experții centrului de mediere despre anumite probleme existente în întreprinderi, aceștia se vor deplasa la fața locului pentru a analiza situația și identifica soluții. Mai mult, potrivit inspectorilor de muncă, ziua și ora în care va activa cabinetul va fi stabilită împreună cu membrii de sindicat ai organizațiilor primare. Scopul centrului de consultare și mediere este de a acorda ajutor și consultare persoanelor care s-au redresat. Majoritatea o să fie din sindicate. Centrul de mediere și consultanță a fost înființat de Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova în cadrul proiectului Planificare, Monitorizare și Evaluare pentru anii 2013-2015, finanțat de Confederația Creștină a Sindicatelor din Olanda. Asistenții medicali din grădiniță ar putea trece în subordinea centrelor medicilor de familie. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament de către deputații din Comisie Specială. Asistenții medicali din grădiniță ar putea trece în subordinea centrelor medicilor de familie și nu vor mai fi considerați personal auxiliar. Scopul acestei reforme este de a rezolva problema lipsei asistenților medicali, precum și a salariilor mizere pe care le primesc aceștia. Autorii proiectului spun că după aprobarea documentului, salariul personalului medical în grădiniță se va dubla. Deputații speră că astfel va fi rezolvată și problema lipsei cadrelor medicale. Menționăm că sindicatele naționale de nenumărate ori au abordat problema asistențelor medicali din grădinițe și școli, atrăgând atenția asupra nivelului foarte scăzut de salarizare a acestei categorii. În total, în Moldova sunt aproape 1500 de instituții de învățământ preșcolar care sunt frecventate de 150.000 de copii. De la 1 aprilie curent va demara a doua etapă a reformei sistemului de pensii. Aceasta presupune recalcularea și indexarea pensiilor. Pentru început vor fi recalculate pensiile celor care s-au pensionat în anii 2001-2008, în total 84.000 de persoane. Pensiile vor spori cu până la 37%, în acest scop fiind alocate 103 milioane de lei. O persoană, deci, care s-a pensionat în anul 2008 și primește în prezent o pensie pentru limită de vârstă de 1797 de lei, va avea o pensie de 2437 de lei după recalcularea de la 1 aprilie, ceea ce înseamnă o creștere a pensiei cu 36%. Celor pensionați după 2008, pensia le va fi recalculată în următorii ani. O pensie de dizabilitate stabilită în anul 2007, care are o mărime de 1022 de lei ca urmare a recalculării, va crește cu 39%. Totodată, la 1 aprilie, pensiile urmează a fi indexate. De indexarea lor, cu 6,8%, vor beneficia peste 700.000 de cetățeni în acest scop, fiind alocate 635 milioane de lei. După indexare, pensia minimă pentru limită de vârstă va constitui 1026 de lei.
De creșteri ce variază între 7,5 și 21% vor beneficia 139.000 de pensionari. Anul trecut în Republica Moldova erau 700.000 de pensionari, iar pensia medie a constituit 1.301 lei. Tinerii din cadrul Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova au marcat ora planetei. Cum au desfășurat ei această acțiune, aflăm din reportajul următor. De această dată, tinerii sindicaliști și-au dat întâlnire în Parcul Valea Morilor din capitală. Organizatorii spun că astfel au vrut să demonstreze că mediul înconjurător este o casă comună a tuturor, iar fiecare trebuie să fie conștient că această casă trebuie protejată, iar atenția să fie concentrată pe diminuarea consecințelor schimbării efectelor climaterice. Desigur, trebuie să fim mai mulți și eu chiar am încercat în rândul tinerilor noștri să invit cât mai mulți și le-am zis, măi, este o zi frumoasă, este soare, este după iarnă, de ce să nu ieșim să facem, pe lângă sportul care îl facem noi, pentru că este un mod sănătos pentru noi, de ce să nu facem și lucruri frumoase împreună cu sindicaliștii? Pentru că asta sunt sindicatele, da? Pe lângă faptele că apărăm drepturile și interesele salariaților, da? Încercăm să creăm condiții mai bune de muncă pentru salariații noștri, trebuie să fim și o echipă bună, pentru că lucrurile frumoase se fac împreună. Dar cum se fac echipele bune? Așa, aici, natură și făcând și sport, de ce și nu? Tinerii din cadrul Comisiei de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova spun că nu doar o zi din an ar trebui să avem grijă de mediul înconjurător, ci zilnic. În același context, ei au menționat că în astfel de acțiuni trebuie mobilizare maximă, dar și solidaritate. Pentru a arăta un respect față de natură și pentru că nouă ne pasă și vrem, îndemnăm ca toată populația Republicii Moldova și nu numai să atragă atenția la acest eveniment, și să știe rostul și costul naturii, pentru că anume ea ne dă foarte mult. Suntem solidari cu restul lumii care mai marchează această zi și astăzi ne-am gândit să ne adunăm tineri sindicaliști să facem și noi un act așa mai... Crezi că doar o zi în an ar trebui să avem grijă de mediul înconjurător? Nu, în fiecare zi ar trebui să avem grijă de mediul înconjurător, dar nu avem posibilitate, cu părere de rău. Sigur, mereu sunt în pas cu tinerii și vreau ca și copiii mei să vadă cum acționează tinerii și cât de bine pot să se mobilizeze și să ducă un mod de viață sănătos, să fie în ordonanță cu natura, aș spune eu, și un exemplu le pot oferi numai cu colegii mei de la sindicate și ei sunt buni pentru a fi cel mai modest exemplu pentru copiii mei și de asta vreau să vadă că într-o echipă se poate face lucruri frumoase și pot realiza și un mod de viață sănătos și scopuri înalte și... Nu știu, când pui un umăr de la umăr, se face lucruri frumoase. Ora Pământului este un eveniment internațional organizat în ultima sâmbătă a lunii martie a fiecărui an, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică față de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. Ora Pământului constă în stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o oră, în mod voluntar atât de către consumatorii individuali, cât și de către instituții și unități economice. Șeful adjunct de la organizația noastră a dat de înțeles că ar accepta și funcția de președinte al organizației sindicale primare. Noi, mai mulți salariați, am dorit să aflăm dacă este permis acest lucru. Întrebarea este destul de contradictorie, fiindcă nici legea sindicatelor, nici codul muncii nu dețin prevederi ce expres ar reglementa acest aspect. Mai mult, angajatorul are dreptul juridic să fie membru de sindicat și respectiv să beneficieze de aceleași drepturi care au membrii de sindicat și de dreptul de a alege și de a fi ales. Din aceste considerente vine foarte problematică întrebarea dacă această categorie de membri de sindicat ar putea să candideze la funcțiile de președinte a comitetului sindical sau de membri în cadrul comitetului sindical. Legea sindicatelor, prin articolul 9 și 8, stabilesc că organizarea, reglementarea activității sindicale se face prin statut. Respectiv, în statutul sindicatelor vom găsi și prevederea legată de alegerea în organele sindicale de conducere. În acest considerent, sugerez salariaților din întreprindere să examineze detaliat statutul Federației Sindicale din care fac parte sau statutul organizației primare, dacă îl dețin, pentru a elucida aspectele legate de
alegerea în organele sindicale și anume de categoriile de persoane ce pot sau nu pot fi membri sau președinte a comitetului sindical. În acest context, trebuie să găsiți prevedere care indică că persoanele ce fac parte din organele de conducere sau consiliile de administrare ale unității nu pot fi membru sau președintele comitetului sindical. Însă dacă în cadrul statutului nu ați găsit această prevedere, atunci nu avem niciun drept juridic să lezăm sau să minimalizăm dreptul șefului adjunct să candideze la o funcție de conducere în cadrul organizației sindicale primare. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Eu sunt Rodica Vâlcu și vă dau întâlnire marțea viitoare la aceeași oră. Nu uitați însă că aveți oportunitatea să apelați linia fierbinte a sindicatelor 0800 820 sau să dați click paginii noastre de internet pentru mai multe informații sindicate.md. Și adresa noastră indicată pe ecran vă stă la dispoziție pentru a ne trimite scrisori și mesaje. Nu uitați, stabilim adevăruri doar prin dialog social. Și totodată nu uitați că aveți oportunitatea să citiți și ziarul Vocea Poporului, care vine cu informație utilă și de calitate. Stați aproape de noi! We'll be right back.